În continuare vă spunem că dacă interpretă Nona Marian evită blițurile camerelor de vedere și dar și aparatelor de fotografiat, atunci despre fiicele ei, Sofie și Domnița, nu putem spune același lucru. Cele două frecventează un centru de arte plastice unde pictează adevărate capodopere. Colegul nostru, Valeriu Croitoru, l-a surprins în plin proces de creație. Să vedem. 7 secunde sunt de ajuns. Nona Marian și-a rărit aparițiile în mass media, dar și concertele prin țară, acceptându-le doar pe cele din capitală. Fiicele ei însă, Sofia și Domnița, sunt dornice de atenție. Acestea se laudă acum cu lucrările de pictură pe pânză pe care le-au făcut la cursurile de arte plastice pe care le frecventează de mai bine de un an. Sofia, se întâmplă vreodată să te ceri cu sora ta pentru pensulă sau paletă sau culori? Nu, deoarece aici avem foarte multe recuzite și putem să le împărțim ușor. Sau chiar dacă se întâmplă să vedem același lucru, putem să îl împărțim și ne dăm seama că poate cealaltă soră are mai mult nevoie de el decât eu. Sau. Dar acasă cum vă împărțiți? Acasă avem fiecare lucrurile noastre sau dacă ne împărțim nu ne certăm pe acest lucru. Pictați acasă sau doar aici la acest cerc de pictură? Aici pictăm, dar acasă desenăm și cred că îmi place mult să fac ceva în subiectul artei. Sofiei îi place să experimenteze. A abordat în lucrările ei natura, florile și animalele. Mă regăsesc în culori aprinse, dar totuși nu prea aprinse. Sună absurd, dar nu știu cum să descriu exact stilul meu. Îmi place să folosesc mult culorile verde, militar, alb, bej, cafeniu și negru, dar totuși o pată de culoare nu strică. Deși pictează cu mult drag, fiica cea mică a Nonei Marian, Domnița, știe deja că va renunța la artă pentru a deveni contabil. Domnița, cât de greu ți-a fost să o convingi pe mama să te înregistreze la pictură? Nu mi-a fost chiar foarte greu. Am aflat de la o vecină, mi-a arătat lucrările ei, care s-au primit foarte bine și noi am spus, de ce să nu încercăm? Am venit prima dată și ne-a plăcut foarte mult și am continuat. Ce culori îți plac? Cel mai mult îmi place gama de culori galbenă, portocalie și anume mi-am ales o pictură care este în aceste culori. Și ce vrei să devii după absolvirea liceului? Hobby-ul meu să fie pictura, dar aș vrea să fac un job bazat pe matematică. Activitățile de la cercul de pictură îi dezvoltă Domniței fantezia, iar, drept urmare, inspirația apare de la sine. Cât de mult te ajută aceste ore de pictură? Te simți că te ajută? Ele se consideră a fi o terapie? Calmează nervii? Te fac să dormi mai bine? Visezi mai colorat? Eu cred că da, deoarece ne dezvoltă mult imaginația. Și chiar dacă ne inspirăm după o anumită pictură făcută de altcineva, totuși trebuie să adaugi puțin din tine. Nona Marian spune că lucrările fiicelor ei au umplut pereții casei, iar acum ea se simte ca într-un muzeu. Nici nu știu ce au început prima să facă, să meargă bine sau să deseneze. De când le țin minte, le plăcea în primul rând să coloreze, cărți de colorat, creioane, karaoke. Avem un set întreg, aș spune eu, bună parte din oricare magazin acasă. Și întotdeauna am ținut să, probabil știi cum, să le susțin și să crească într-un nivel profesionist mai mare în acest domeniu. Mie întotdeauna mi-a plăcut să desenez, să pictez. Nu am făcut acest lucru că am cântat la vioară și chiar nu mai aveam timp pentru altceva, dar mă bucur foarte mult că le place arta, le place frumosul și preferă pictura altor gadgete de care sunt pasionați copiii generației lor. Profesoara de pictură a Sofiei și Domniței este fericită când acestea îi calcă pragul. Potrivit ei, fetele sunt talentate și mereu dornice de a explora lucruri noi. Pictează întotdeauna ceva neobișnuit, pictează, folosesc o gamă de culori calde și chiar mă impresionează faptul cum pictează ele. Vin aici să picteze, să nu se distreze, le interesează asta, le interesează mai multe tipuri de materiale, cum ar fi pe Sofia, o interesează și acuarela. Eu înțeleg că Domnița acolo mai are multe
mai multe ramuri ale artei de învățat și le învață. Sper ca Sofia să revină la noi și la acuarelă, nu mai la ulei. Asta. Echipa Matinalii așteaptă invitația la prima expoziție de pictură a Sofiei și domniței Ciocan. Până atunci însă le dorim să aibă parte de multă inspirație. Nu de alta, dar expoziția trebuie să fie una plină de culoare.